Ia să vedeți cum se colindă în Maramure și cum colindă două femei când se duc să colinde în sat. Și de aici încolo, ce face? În sfârșit, duhurile rele din sală le-am alungat, avem numai duhuri bune, acum este o atmosferă bună în sală și o audiție perfectă. De aici putem cânta împreună refrene, vă propunem multe melodii și o să vedeți ce bucuroși o să vă duceți acasă și eu la București. Și când o să vorbesc înainte de Crăciun, o să mă duc la Ciutac în 23 seara, să zic, domnule, spectator, m-am întâlnit la Casa de Cultură în Curtici, n-am mai întâlnit numai la Aluniș, acum 10 ani, când m-am dus la țăranii din satul Aluniș și stăteau în sală și nu ziceau nimica, dar cu mine și n-aplaudau. Și atunci mi-am dat seama, țăranii ăștia aplaudă cu sufletul, nu cu pâinile. Că de aplaudat, tăi până la televizor am învățat să aplaudă. Așa, colinda. Și după aceea mai vedem noi ce-a fi.